Eu am zis și data trecută, eu cred că sentința deja a fost scrisă, dimineață, din cine vreo oră nu poți să te părești atâtea foi, eu cred că deja a fost pregătită. S-a creat impresia, dar chiar vreau să vă spun, chiar cred în asta, că sentința nu a fost scrisă în instanță de judecată, a fost scrisă în altă parte. Și pot să vă spun că ea este absolut ilegală, fiindcă noi, din partea noastră, am venit și am prezentat probe. Proveniența banilor la care insistă procuratura nu este adevărată. Adică ceea ce este indicat în rechizitoriu a fost dezbătut de un număr de specialiști care sunt acreditați de Banca Națională pentru audit anume în sectorul financiar bancar. Deci, din momentul acela, deja decade orice învinuire. Deci, lucrul ăsta, eu am zis și dat trecut, este unul fabricat, legat cu activitatea mea politică și, din păcate, nu știu de ce, trebuia să mergi anume la această învinuire până la una falsă, care nu s-a adeverit. Fiindcă noi am prezentat foarte multe probe care spun contrariu. Asta este impresia mea. Bineînțeles că rămâne să ne documentăm din punct de vedere juridic. Trebuie să ne documentăm cu sentință, trebuie să vedem ce facem mai departe, mergem în apel și înseamnă că deja în altă instanță superioară să încercăm să probăm nevinovăție. Dar cu privire la confiscarea bunurilor, cum comentați această? Asta este decizia instanței ce trebuie să comentez. Adică, nu știu ce trebuie să comentez eu. Eu am comentat deja sentință. Ceea ce mă întrebați este partea sentinței. Eu o consider ilegal. Totuși nu ați fost reținut aici în sala de judecată? Va fi o sentință definitivă la curtea de apel? Da. Credeți? Este un lucru bun. Eu până la urmă deja am recăpătat libertate în mișcare, să spunem așa, măcar pe teritoriul Republicii Moldova. Este un lucru foarte important. Am avut 10 luni, 10 zile, deci am stat în arest preventiv, la domiciliu. Toată perioada am încercat să probăm faptul că nici pentru arest preventiv nu sunt probe. Din câte am înțeles, decizia de astăzi, de fapt, a confirmat poziția noastră anterioară. Deci mergem mai departe, o să vedem ce o să fie deja la curtea de apel. Mulțumim.